Dragon Ball FighterZ nu doar că este un joc care îți bagă mâna în buzunar după gold la primul cadru al trailerului, dar este și un joc al naibii de incitant, care în ciuda unor mecanici antice reușește să livreze cel mai bun joc din universul DBZ în categoria 2.5D, fără drept de apel. Dezvoltat de legendarul studio Arc System Works, responsabil pentru francize precum Guilty Gear sau BlazBlue, este și un studio care are în palmares destul de multe titluri DBZ, fiind extrem de familiari cu acest univers. Totuși, unele alegeri au ridicat niște sprâncene, precum motorul grafic Unreal Engine 4, dar rezultatul final este un fighter fluid, care te va ține interesat, atât narrativ, dar și din punct de vedere al gameplay-ului. Dragon Ball a avut parte de cele mai interesante variante, de la RPG-uri până la jocuri de cărți și alte trăznăi. Acest univers a fost transformat și adaptat în mai toate modurile posibile. Totuși, miezul, ceea ce atrăgea în hoarde fanii, au fost fighterele din istoria acestei serii. Amintim aici seria Budokai sau Super Sonic Warriors, jocuri pe care fanii le-au adorat. Pe de altă parte, FighterZ intră într-o categorie unică, fiind un fighter old school, ca în vremurile bune, când combo-urile și tag team-urile erau ceva uzual, când strategiile nu erau doar câte bile de energie poți să dai pe minut, ci cum poți să schimbi mai eficient cu echipierii pentru a contracara adversarul. Asta oferă Dragon Ball FighterZ, un grad de spectacol nemai întâlnit în fighterele din ultima perioadă, dar și o poveste destul de curioasă, în care o nouă amenințare plutește peste Z Fighters, de această dată Red Ribbon Army fiind implicat într-un plot în care personajele își pierd memoria, cel puțin la prima vedere. Mai simplu, nu vă așteptați la o reimaginare a evenimentelor din serial, FighterZ fiind situat între saga Golden Frieza și Universe 6, o nouă amenințare numită Android 21 apărând pe scenă. De menționat și că discutăm de logică de desene animate și nimic nu trebuie luat în serios, premisa poveștii implicând schimbare de corpuri, o relație mamă-fiu și alte elemente tipice Toriyama. Dar cel puțin aflăm și noi dacă Goku își ia wipe de la Zeno sau nu. Putem să ne delectăm cu o mică distracție alternativă din universul Dragon Ball. Așa cum am spus, nu trebuie luat în serios, existând elemente ciudate, dar la final de zi te vei distra și vei râde, existând destul umor și situații tensionate. Ideea este că poți schimba perspectiva din care privești povestea, alternând între Goku, Frieza și Android 18, iar asta ne-a plăcut nespus. Sare calul de multe ori, existând și secvențe de dedublare, dar având în vedere că discutăm despre un desen animat în care un grup de indivizi cu superputeri și nume de mâncare se bat cu o mâzgă roz intergalactică și schimbă culoarea părului mai des decât Delia, așadar nu putem fi foarte pretențioși. Bine, sunt și momente în care povestea, pe cât de originală se dorește, răspunde unele lupte din serie într-o variantă diferită și acest element poate să trezească ceva nostalgie. Pentru poveste acordăm calificativul Kamehameha, merge și nota 7.5. Împărțit în trei arcuri narrative în care alternezi între Goku, Frieza și Android 18, povestea te va pregăti pentru ceea ce urmează. Un fel de tutorial, arcul lui Goku fiind elementul gen roți ajutătoare al jocului. Încet, încet te acomodezi cu sistemul de combo și descoperi că FighterZ este un joc ușor de învățat și foarte greu de stăpânit la finețuri. Aduce mult cu fighterele SNK sau Marvel vs. Capcom, tag team-ul fiind încurajat, fiecare jucător alegând trei personaje și pornind în a rupe capul opoziției. Iar asta ține mult și de tine și de ce fel de abordare dorești să ai în timpul luptelor. Ideea este că FighterZ oferă ceva variații atunci când vine vorba de personaje, reușind să acopere cam orice stil de luptă. Fie ești agresiv și îți place să intri în focul luptei și să termin totul în mare fel, sau ești mai tactic. Orice stil de atac preferi, există un personaj care favorizează acel gen de ofensivă. După ce ți-ai ales cele trei personaje, prezența acestora în echipă poate avea efecte interesante în luptă, combinații de assist și counter putând fi implementate, iar simplificarea combo-urilor este încurajată pentru începători. Evident că și key charge-ul are un loc foarte important, fără energie, neputând să execuți unele mișcări speciale. Asta face ca luptele să arate absolut fenomenal, dinamismul de care dă dovadă și naturalețea tranzițiilor dintre cadre, fiind delicii vizuale. Dar repetăm, FighterZ este un joc ușor de învățat, dar foarte greu de stăpânit, finețurile fiind cele care câștigă un match, nu viteza sau forța brută, existând un counter pentru orice fel de atac în joc. Iar atunci când te joci, momentul în care controlezi pe Trunks sau Evil Goku îți va ridica adrenalina, FighterZ fiind jocul ideal pentru a te distra cu prietenii în sufragerie. Luptele nu sunt nici prea lungi, nici prea scurte, iar în timpul campaniei, alternarea între poveste și secvențele în care lupți este foarte bine tranziționată, existând un flow foarte plăcut care te afundă în poveste. Dragon Ball FighterZ nu este jocul pe care dorești să-l încerci cu un campion la Mortal Kombat, sau mai rău, Marvel vs. Capcom. Te va noda și va lega atât de eficient combo-urile între ele încât nu vei avea timp să miști. Chiar și așa este un joc de canapea de nota 10, dar care are câteva lacune, câteva alegeri ciudate în interfața jocului. Overworld-ul map-ului este de pe vremea lui PlayStation 2 și user interface-ul are nevoie urgentă de update, anii 90 dorind design-ul înapoi.
dar cu tot acest mic inconvenient, îi acordăm lui Dragon Ball FighterZ calificativul de cine spune că e fan DBZ și nu a jucat jocul ăsta, să-i fie rușine, și nota 9 la capitolul gameplay cu inima îndoită. Spunem asta pentru că tehnic este unul dintre cele mai rafinate fightere de pe piață. Există două feluri de multiplayer în Dragon Ball FighterZ: personal, acomodat de pumni și ghionturi, și distractiv, online, unde nu riști să primești voleul țestoasei în bușon de la cel mai bun prieten, chestie care nu s-a mai întâmplat de la Dragon Ball de Kinect, dar asta intră în riscurile meseriei. Cert este că poți experimenta pe canapea și online jocul, spiritele fiind extrem de încinse când vine vorba despre lupte. Ai dash-ul, juggle-urile și alte elemente specifice fighterelor care și-au locul aici și vei învăța că există oameni care te pot lăsa fără bară de viață în câteva secunde. Te vei simți mic de tot în online dacă ești un jucător mediocru, ceea ce ne face să credem că ar trebui totuși un sistem de tier-uri, dar luptele sunt distractive, gameplay-ul este cursiv, iar lagul nu a jucat vreun rol frustrant. Pentru multiplayer îi acordăm calificativul, apeși pe butoane de pomană, îți va rupe capul și nota 9. Să spunem că prezentarea din Dragon Ball FighterZ este superbă și asta ar fi prea puțin. Jocul arată și sună fenomenal, notând aici că există atât variantele japoneze ale vocilor, dar și cele ale castingului în limba engleză. Mulți dintre actorii originali din show-ul animat revenind în rolurile personajelor din Dragon Ball. Iar luptele sunt absolut geniale, mișcările și combo-urile bine executate fiind un deliciu de urmărit pe ecran. FighterZ nu doar că arată bine, dar este surprinzător de fluid, indiferent de platformă, fiind foarte greu să-i găsești cusuri, asta și în contextul în care animația de luptă arată uneori mai bine ca în analogul său animat. Iar ăsta este doar un singur element care recomandă acest joc, fiind de departe nu doar cel mai arătos joc de DBZ de până acum, dar probabil și cel mai complex și bine realizat. Elemente care au lipsit cu desăvârșire din serie până acum se regăsesc aici și te lasă să experimentezi cu un număr impresionant de personaje. Pentru prezentare acordăm un 10 și trecem la concluzie inevitabilă. Așa cum am spus, dacă ești fan DBZ, trebuie neapărat să joci acest joc. Este inadmisibil să-ți treacă pe sub radar dacă iubești DBZ sau fighterele în general. Grafica este de nota 10, sunetul la fel, iar gameplay-ul ajută foarte mult începătorii, doar pentru a-i strivi în modul online. Dar la final de zi, zona-i acordă lui Dragon Ball FighterZ nota 9 și calificativul se recomandă jucatul cu prietenii, acompania de protecții pentru mufă, părțile moi și ochișori. Până data viitoare, nu uitați, like, share și subscribe. Și dacă nu ați apăsat clopoțelul magic, acesta este momentul potrivit pentru a face asta, pentru a putea primi notificări atunci când uploadăm clipuri noi.